La peste 2000 de metri altitudine sunt zone unde zăpada ce acoperă și jumătate de șosea măsoară până la 4 metri înălțime, așa că utilajele de dezăpezire acționează cu mare dificultate. O să încercăm foarte mult în prima fază zona asta aici unde sunt curbele, să o curățăm că e și mai frig și după aceea continuăm pe platou acolo la înălțime, da? Tine și cel de-al doilea după ce scoate misele. Ion Spiridonescu, unul din angajații de la drumuri, spune că vântul puternic și gheața de pe carosabil le îngreunează considerabil munca. Gheață, patinează, viscol, a fost, zilele astea au fost viscol mare. A nins. Cam în cât timp trebuie să termineze și? Dacă ne ajută timpul cum e acum, sperăm într-o zi, două. Doar porțiunea asta. Zăpada mare. La vale e și mai mare. Cam cât are aici? O zi, două aici, zona... Da, zona asta, atât. O deschidem toată... Cât are aici? 2 metri, 3 metri, la vale văd că e și mai mare. Și chiar dacă, oficial, cea mai frumoasă șosea din România este închisă, mai sunt turiști care se aventurează pe serpentine. Fie că sunt cu motociclete sau cu autoturisme de teren, turiștii, în mare parte străini, încearcă să treacă muntele. Unii reușesc, alții sunt întorși de autorități din cauza pericolului la care se expun. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale, spune că se încearcă grăbirea redeschiderii circulației și se acționează în permanent pentru degajarea drumului. 2 săptămâni ar putea dura până totul va fi pus la punct. Zăpadă multă în această zonă. Ieri am avut întâlnire cu domnul director general, cu domnul Cătălin Homor. Dumnealui a dispus clar să luăm toate măsurile de siguranță în această zonă, să acționăm în continuare cu respectarea normativelor și în condițiile în care avem convingerea că se poate circula, vom solicita comisia mixtă, ce ne adere poliție și vom propune deschiderea. În tot acest timp, cabanierii așteaptă cu nerăbdare fluxul de turiști care și-au anunțat intenția de a veni pe Transalpina. Până atunci, cei care ajung la Rânca sunt tratați cu ospitalitate. Pentru a grăbi redeschiderea șoselei, o parte din cabanieri au închiriat un utilaj pe care l-au pus la dispoziția celor de la drumuri. Da, vin turiști, merg, admiră zăpada care este pe vârful muntelui. Am văzut că se lucrează, utilajele lucrează, sperăm că în câteva zile să se poată circula regulamentar pe Transalpina. Noi așteptăm turiștii, suntem pregătiți. Da. Sunt o grămadă de turiști care vin, îi așteptăm cazare, restaurante, magazine, mâncăruri tradiționale. Turiștii ar veni, trebuie să fie Transalpina deschisă. Este imperios necesar să fie Transalpina deschisă, pentru că sunt foarte multe semnale. Mulți turiști sună și ne întreabă, Transalpina este deschisă, nu numai din România, dar și din străinătate, foarte mulți turiști ne întreabă de lucrul ăsta. Și trebuie neapărat să se deschidă Transalpina. Am văzut că domnii de la SDN Târgu Jiu lucrează. Sperăm că în cel mai scurt timp să se deschidă. Autoritățile anunțaseră redeschiderea șoselei la 1 mai, însă vremea rea nu a mai făcut posibil acest lucru. Transalpina este cea mai înaltă șosea din România și una dintre cele mai spectaculoase din Europa.